Numărul abonaților Electrica, beneficiari ai tarifului social, a scăzut în ultima perioadă. În prezent, din cei 185.000 de dâmbovițeni cu care Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște se află în relație contractuală, 21.000 sunt înscriși la acest tip de tarif. În opinia directorului societății, numărul acestora s-a diminuat ca urmare a noilor reglementări care stipulează că pot beneficia de acest tarif numai familiile cu venit minim pe economie. În zona consumului de tip social, unde sunt încadrate persoanele cu venit minim pe economie, consumul este într-o ușoară scădere. Pe de o parte, au scăzut numărul celor care aveau tariful social. Unii dintre ei nemai încadrându-se, crescându-și consumul și depășind tranșa de 60 de kWh pe lună. Și ca urmare a acestui aspect a scăzut numărul celor care au tarif social de la 22.000 la 21.000. Deci, deci cu 1.000 de consumatori casnici cu tarif social, cum este numărul scăzut. Și consumul mediu al casnicului social a scăzut ușor, cu 0,4% a scăzut consumul mediu, deci energie consumată pe consumator casnic social. Schimbarea tipului de tarif poate avea loc după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepția consumatorilor casnici, care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tip de tarif, pe considerentul că nu se mai încadrează în categoria socială defavorizată.